Înainte de a recurge la medicamente pentru colesterol și tensiune arterială ridicată, poți încerca un remediu tradițional, o băutură miraculoasă obținută din ingrediente naturale, care poate reduce aceste afecțiuni și multe altele. Usturoiul a fost folosit intens timp de mii de ani, nu doar pentru a proteja împotriva energiilor negative, ci și pentru tratarea a zeci de boli. Un studiu recent arată că persoanele cu hipertensiune arterială, care au luat suplimente de usturoi în fiecare zi timp de 5 luni, a avut o scădere semnificativă a tensiunii arteriale. Această plantă are puține efecte secundare și poate prelungi viața. Toate beneficiile aduse de usturoi sunt atribuite compușilor săi. Pentru a reduce tensiunea arterială, poți consuma suc de lămâie cât mai des cu putință. Acesta face ca vasele de sânge mai flexibile, reducând tensiunea arterială. Lămâia conține o cantitate mare de vitamina B, ceea ce ajută la prevenirea insuficienței cardiace. Dacă ai niveluri ridicate de colesterol, ghimbirul poate ajuta la reducerea acestuia, deoarece activează o enzime care scade nivelul de colesterol. Miera este bogată în minerale și vitamine din complexul B, care ajută la reducerea nivelului mare de colesterol din organism. Consumate separat, aceste ingrediente au numeroase beneficii pentru sănătate. Ingrediente O lingură de suc de lămâie O lingură de oțet de mere O lingură de miere Un cățel de usturoi ras O bucată de ghimbir ras Cum trebuie să procedați? Puneți toate ingredientele într-un blender. Amestecați timp de 30 de secunde la viteză foarte mare. Strecurați lichidul Puneți amestecul la frigider timp de 5 zile. Cum să utilizați amestecul? Este foarte recomandat. O lingură înainte de micul dejun dimineața O lingură înainte de cină seara Nu ar trebui să consumați acest remediu mai mult de 3 ori pe zi. Relatează sărbători alături de tine.ro